Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă etalare a zilei. O nouă etalare de data aceasta pentru ziua de duminică, 18 septembrie 2022. Și iată că avem deja trei cărți, au căzut. Am să le iau pe acestea. Prima carte care vine în etalare, dragii mei, pentru ziua de duminică, este Zeița Lunii. Această carte are numărul 52. Prin urmare, numerele 5, 2 sau 7 pot avea o valoare deosebită pentru dumneavoastră în această zi. Zeița Lunii vă invită să faceți un periplu în universul dorințelor voastre. Vă invită să luați aminte la aceste dorințe pe care le aveți în momentul prezent și să faceți tot posibilul să atrageți aceste dorințe în viața voastră. Cum puteți face acest lucru? Sunt mai multe metode. Am discutat și eu despre una pe canal la un moment dat. V-am explicat cam care ar fi câțiva pași în atragerea acestor dorințe în manifestare. Cert este că foarte importantă este meditația, meditația pe care o puteți face zilnic, câte 15 minute pe zi, nu este mult, dar este suficient astfel încât să dobândiți acea claritate care vă va ajuta să aduceți pe cale aceste dorințe ale voastre. Apoi, vizualizarea este foarte importantă, bineînțeles. Este foarte, foarte bine ca în momentul în care vă doriți ceva să vă vizualizați ca și când ați avea deja acel ceva în viața voastră, ca și când ați fi atras deja acel lucru, astfel încât universul să fie de acord cu dumneavoastră că aveți acel lucru deja și să vi-l aducă în realitatea voastră. Bineînțeles, un al treilea pas care ar fi foarte important este detașarea apoi de dorința voastră, detașarea spre a lăsa universul să acționeze, spre a acorda acestuia toată încrederea de care puteți da dovadă. Da, o carte interesantă care ne așteaptă pe noi duminică. Duminica este și o zi când putem acorda mai multe clipe, poate nouă înșine. Ne putem acorda mai multe clipe meditației, rugăciunii, vizualizărilor și așa mai departe. Tuturor acestor lucruri pentru care poate nu prea aveți timp în timpul săptămânii. Următoarea carte în etalare, iată, este cartea cu numărul 37, Chakra a treia, Arhanghelul Camuel. Această chakra este responsabilă cu din nou cu acel nivel al dorinței voastre și cu perspectiva voastră de deschidere către lume, către univers. Depinde foarte mult de voi cum vă deschideți spre acest univers al vostru și cum o puteți face. Este din nou prin aceste căi minunate care sunt meditația, rugăciunea. Puteți să ascultați o muzică frumoasă care vă poate ghida spre sinele vostru superior sau spre sinele vostru cel mai înalt. Din nou, această carte vorbește despre acel nivel al voinței și al dorinței dumneavoastră. Este clar că despre aceste niveluri vorbim în acest weekend. Este foarte firesc
să aveți dorințe, să vi le exprimați și mai ales să porniți în îndeplinirea lor în viața voastră. Și a treia carte care vine pentru voi, dragilor, este cartea cu numărul 40, Chakra a 6, Arhanghelul Metatron. Această carte aduce în prim plan claritatea și puritatea viziunii tale, al treilea ochi, despre asta vorbește, despre modul în care voi vedeți lucrurile în prezent și modul în care voi vreți să, ca acestea să devină pentru voi în realitatea voastră, în funcție de ceea ce vă doriți pe viitor. Claritatea viziunii pe care o aveți depinde din nou foarte mult de modul în care vă lansați spre această zonă celestă, spre această zonă a divinității, a îngerilor, care ne ajută foarte mult în timpul zilei și de câte ori le cerem ajutorul. Este foarte important, iată, apropo de îngeri și de arhangheli, e foarte important ca de câte ori avem o problemă sau de câte ori nu putem să ne îndeplinim sarcinile singuri, să-i rugăm pe îngerași și pe arhangheli să ne sprijine. Îngerașii vor veni de urgență, în special Arhanghelul Mihail, Gabriel, Arhanghelul Rafael, Arhanghelul Uriel, toți aceștia așteaptă cu nerăbdare să le chemăm sprijinul și în mod deosebit își vor îndrepta pașii spre noi pentru a ne ajuta. Să vedem mai departe o carte din partea tarotului, două cărți de fapt. Prima carte, iată, este Regina de Monede. Această regină vine cu extrem de multe promisiuni pentru zona ta financiară și pentru zona ta de carieră. Probabil că mulți dintre voi v-ați apucat din nou de treabă, odată cu luna septembrie. Poate că unii dintre voi v-ați schimbat locul de muncă, ați optat pentru un loc de muncă mult mai bun pentru voi, mult mai profitabil, o muncă mai ușoară, mai bună, mai frumoasă, mai atrăgătoare pentru voi, o muncă la care mergeți zi de zi cu mai mult drag decât o făceați până acum și din care veți extrage roadele, bineînțeles, foarte curând. Alții dintre voi este foarte posibil să fi început o afacere. De ce nu? O afacere pe cont propriu, iar rezultatele acestei afaceri vor veni probabil destul de curând dacă îi acordați întregul efort de care sunteți capabil sau capabilă să-l acordați aceste activități și mai ales încrederea dumneavoastră, pentru că și aici vorbim despre încredere, despre acel nivel al voinței pe care îl puteți imprima în aceste activități. Da, și este foarte clar că abundența se va revărsa asupra voastră fără doar și poate. Să mai vedem o carte. A doua carte care vine pentru voi, dragilor, în această zi frumoasă de duminică este Valetul de Spade. Această carte, acest valet, vine să împrăștie norii întunecați din preajma dorințelor voastre, din preajma voastră, care nu vă lasă să vă faceți treburile sau care stau în calea fericirii voastre.
Și iată că reușește să împrăștie acești nori și este foarte tranșant acest valet de spade. Așa sunteți și dumneavoastră, se pare, în această perioadă. Reușiți să tăiați în stânga și în dreapta, astfel încât să păstrați lângă dumneavoastră numai oamenii de nădejde, oamenii de încredere, oamenii care vă pot ajuta în activitățile dumneavoastră și nu numai aceia care au un folos de ceva cu privire la dumneavoastră. De asemenea, această carte promite un mare succes pentru tine în viitorul apropiat. Iată acest stol de păsări care zboară deasupra valetului. Acest stol de păsări anunță acest succes, acest mare noroc care va veni în calea ta și te va bucura enorm de mult. Să vedem mai departe o carte din partea oracolului. Voi lua această carte pentru că a căzut prima. Această carte care a venit din partea oracolului îndrăgostiților este transformare. Se pare că relația voastră, relația dintre voi doi, este pe cale să se adâncească. Dragostea câștigă și transformă toate lucrurile. Da, este foarte adevărat, relația voastră este una de iubire, una de încredere, una de loialitate pe care o aveți de mult timp sau de ceva timp între voi. Și iată că este momentul ca această relație să se adâncească, să se aprofundeze și odată cu aprofundarea acestei relații, dumneavoastră vă veți transforma. Sunteți exact ca acest foc care pâlpâie și care se transformă pe parcursul arderii. Cam asta a fost, dragilor, etalarea pentru această zi. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!